Salut! Așa cum v-am promis în episodul trecut despre Delta Moldovei, astăzi vom vorbi despre 7 atracții turistice pe care le găsiți în Iași. Eu sunt pasionat de istorie, iar când vine vorba de politică, mă bag. Stai, nu politică, istorie politică. Bun, spun asta pentru că prima atracție turistică este Conacul Carp din Țibănești. Conacul a fost ridicat în anul 1820 de către bunicul lui Petre Carp și anume boierul Ion. Pentru început ar fi bine să vă spun că Petre Carp a fost un politician român, membru al Partidului Conservator. Relevant este de fapt că Petre Carp a fost cel care în anul 1862 contribuie la temelia societății Junimea, societate care a numărat printre membrii ei cei mai distinși oameni de cultură români. Alt fapt relevant este acela că Petre Carp a participat la îndepărtarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar pentru cei mai conspiraționiști dintre noi, la 21 octombrie 1867 a fost inițiat în francmasonerie. De asemenea, a ocupat diferite funcții în aparatul de stat, fiind de dor prim-ministru. Să revenim la ale noastre. Așadar, construit în anul 1820, Conacul Carp se află astăzi pe lista monumentelor istorice din județul Iași. Inițial, construcția sa a fost realizată pe un singur nivel, prezentând parterul și primul etaj. 10 ani mai târziu, în 1830, tatălui Petre Carp și anume Petrache Carp a dorit să aducă puțină culoare în peisaj, amenajând în jurul conacului un parc. 75 de ani mai târziu, adică în anul 1905, Petre Carp, retras din viața politică, a început reclădirea conacului. Astfel, a mai ridicat un nivel și a construit o terasă. Între anii 1914-1918, adică primul război mondial, conacul a fost folosit pe post de spital pentru bolnavii cu febră tifoidă, Petre Carp locuind în această perioadă la București. În parcul care împrejmuiește conacul se află capela familiei Carp, construită în stil neogotic, proiectată de arhitectul francez Gustave Eiffel. Da, exact, acela care a realizat turnul Eiffel. Bine, nu e singura construcție realizată de el în România, dar despre asta vom vorbi poate în alt episod. Revenind, dacă în perioada primului război mondial, conacul a fost folosit pe post de spital, din anul 1949, adică după naționalizarea făcută de comuniști, conacul a fost folosit pentru sediul CAP, dar și ca palat al copiilor. După 1989, odată cu prăbușirea comunismului, s-a încercat o reabilitare, dar mai mult a înrăutățit starea clădirii. În anul 2001, conacul a fost retrocedat moștenitorilor, însă cu doar un hectar și jumătate de parc, restul fiind transformat în parc dendrologic, adică un parc în care se studiază diferiți arbori sau sunt plătați alți exotici și bla bla. Din anul 2008 se desfășoară un proiect având ca scop restaurarea clădirii, fiind organizat totodată și un muzeu. Și dacă tot suntem la reședințe, devenite monument, următoarea atracție turistică este Casa Dosoftei. Casa Dosoftei sau Casa cu Arcade datează încă din secolul al XVIII-lea. Nu se știe cu exactitate anul construcției, unii afirmând că a avut loc pe vremea lui Alexandru Lăpușneanu, iar alții ceva mai târziu. Totuși, săpăturile arheologice au infirmat aceste ipoteze. Pe locul casei, undeva pe la jumătatea secolului al XVII-lea, a existat un cimitir. Trecând peste incertitudinea cu privire la anul construirii, oficial 1677 este anul trecut în dreptul edificiului pe lista monumentelor istorice. Casa are formă cubică și este construită din piatră, iar castil duce spre un specific turcesc. Între anii 1966-1969, Casa Dosoftei a fost restaurată, iar în interior se găsește un muzeu care și astăzi deține printre altele manuscrise și cărți vechi, o colecție de icoane din secolele 16, 17 și 18, o machetă de tiparniță din timpul mitropolitului Dosoftei, un cronograf care a aparținut lui Eminescu. Aici s-a tipărit pentru prima dată Biblia în limba română. Și dacă vreți să faceți o plimbare, Esplanada Elisabeth. Este de fapt o zonă pietonală situată în locul numit Râpa Galbenă din Iași. A fost construită la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, pentru a facilita circulația pietonilor. Ceea ce o face interesantă este arhitectura construcției. Și dacă tot sunteți într-o plimbare, urmează Sala Pașilor Pierduți. Se află în incinta Universității Alexandru Ioan Cuza. Dar, în 1893, pe locul unde până în 1888 funcționase Teatrul Național, are loc ceremonia deschiderii Palatului Universitar în prezența principelui Ferdinand, palat construit în stil franțuzesc după planurile arhitectului Louis Blanche. Sala Pașilor Pierduți conține 19 picturi murale realizate de pictorul Sabin Bălașa între anii 1968 și 1978. Ceea ce rămâne întipărit pe retină, de un albastru splendid, sunt de fapt picturi care se deschid ca o carte. O carte scrisă în limbajul pensului. Pot fi și metaforic.
Această pictură duce cu gândul la unirea principatelor române din 1859, iar cele două fete reprezintă provinciile românești care s-au unit inițial. Pictura aceasta duce cu gândul la esența noastră, imortalizând străbunii noștri daci. Din pictură lipsesc romanii, oare de ce? Pictura aceasta suprarealistă înfățișează legenda Dochiei, ducându-ne cu gândul la babele din Buceci. Urmează nunta cosmică, legenda meșterului Manole, Luceafărul Mihai Eminescu, Porumbeii, Luceafărul 2, Moldova, Generații, Amfiteatru, Ștefan cel Mare, Exodul spre Lumină, Prometeu, Icar, Dezastrul atomic și Triumful vieții, Drumul spre moarte, Aspirație, Galaxia inimii. Bun, dacă ești pasionat de muzică, fotografie sau comunicații, nu uita să vizitezi Muzeul Științei și Tehnologiei Ștefan Procopiu. Acesta a fost construit în mare parte din donații și adăpostește peste 11.000 de obiecte din sfera înregistrării și redării sunetului, a istoriei tehnicii fotografice și cinematografice, precum și a evoluției comunicațiilor, de la telefonie până la televiziune. Până în anul 1994 a fost cunoscut ca Muzeul Politehnic și este situat la parterul Palatului Culturii. Bazele sale au fost puse încă din anul 1955. Probabil ați auzit de amintiri din copilărie și inevitabil gândul ne zboară la Ion Creangă. Ei bine, următoarea locație este exact locul unde Ion Creangă a scris aceste amintiri și anume casa sa din Țicău sau Boșdeuca, așa cum el o numește. Boșdeuca lui Ion Creangă a fost construită înainte de anul 1850 și l-a găzduit pe acesta din anul 1872, după ce marele nostru scriitor a fost nevoit să renunțe la sutană. Dacă nu știați, acesta a fost preot. În anul 1876, jumătate de an, Mihai Eminescu a locuit în această casă. Astăzi, casa este Muzeu Memorial de Literatură, fiind primul din România încă din anul 1918. Sunt expuse diferite obiecte ce au aparținut scriitorului. Masa de lucru, pagini scrise de Creangă, lampa, tocul, călimara, nisipernița și multe altele. În încheierea călătoriei, puteți da o fugă și până la Teatrul Național Vasile Alexandrii. Nu o să vă plictisesc cu detalii pe care le puteți afla de pe Wikipedia. În schimb, o să vă spun 7 motive pentru care merită vizitat. 1. Construcții similare mai întâlnești doar în Viena, Praga sau Odessa. 2. Minunata cortină pictată în 1896 de către Lenz. Plafonul în stil rocco. 4. Un candelabru din cristal de Veneția. 5. Loja regală. 6. Există un muzeu al teatrului. 7. Pentru că ești român și al tău sau, privind profesia, tu ești a lui. Cam atât despre cele 7 atracții turistice ale Iașiului. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să apeși asta și până data viitoare, eu am fost Aflu. Ciao!